Wordle, jocul care a devenit viral la nivel mondial, are acum și o variantă în limba română. Un aitist din Timișoara a scos cuvintele din 5 litere din dicționar și a adaptat aplicația până acum doar în engleză. În câteva zile, aproape 7.000 de români și-au testat perspicacitatea și cunoștințele de vocabular. De la utilizatorii Twitter și până la celebrități, toată lumea se laudă cu scorurile obținute la jocul Wordle. Din America și până în Europa, toată lumea îl joacă în fiecare zi. Pentru alte știri relevante, vă așteptăm pe www.viacluj.tv.